Prahovenii care au ales să petreacă ziua de 1 mai în Parcul Memorial Constantin Stere de la Bucov au fost nevoiți să treacă prin proba de foc a grătarelor. Pentru că sunt puține, multe persoane s-au văzut nevoite să aștepte cu orele până au ajuns să încingă focul. Nemulțumirea a iscat și lipsa autobuzelor care să-i aducă în parc pe cei fără mașini personale sau care au vrut să bea o bere. Foarte supărați că am venit și parcul se schimbă de la un an la altul, de la o administrație la alta. N-ați găsit loc de grătar? Nu am găsit grătar. Sunt de grătar, dar grătarele care erau cu zecile pe aici, pur și simplu s-au evaporat pentru micii comercianți. Probabil sunt niște interese. Ne-a ajutat dânsii, că dacă nu ne-a ajutat dânsii, stăteam până la nu știu la mulți ani. Aglomerație pentru câte grătare sunt? În primul rând cu autobuzele, bătaie de joc. Bagă o tărtăreasă de-aia mică, din oră în oră, la un oraș între care vine la Parla Bucov. Eu, să fiu sincer, nici n-am mai compostat bilet pentru ea, că n-am mai putut. E dezavantajul că nu prea sunt grătare. Am stat să căutăm un grătar și am pus pe cineva să ne țină rând, că-s două grătare în tot ăsta. Au desfințat pentru tarabe. N-ați avut unde să faceți grătar aglomerat? Uite și cu ăla așa. Pe stau la rând, al câtelea e? Anul ăsta am ajuns aici la 8. Am dat ocol, nu mai există nici măcar zidul, nu că s-au furat grătarele. Sau pur și simplu s-au evaporat. Cât așteptat să puneți pe grătar? Am ajuns de vreme. M-am așteptat să zic vreo oră jumate, atât. Dacă ajungi acum, nu, n-ai unde să-ți faci o friptură. N-am vrut să mai deranjăm cu grătarul, că nu știam dacă mai avem voie sau nu mai avem voie cu grătarul. Și am făcut totul pregătit de acasă să servim masa în familie. Cu toate nemulțumirile, cei ajunși în parc au reușit în final să se distreze și să petreacă până spre seară cu multă voie bună.